marfuri. Petrolul traversează din nou o perioadă dificilă. Astfel, după ce vineri, în prima parte a zilei, părea să recupereze, iar prețul s-a reîntors în zona de 28 de dolari per baril. În a doua parte a sesiunii am asistat la o nouă tendință clară de depreciere, în care prețul a pierdut aproximativ 20%. Prin urmare, vorbim iar despre mișcări ample pe piața petrolului, ceea ce duce la probleme. La probleme mari pentru piețele de capital și cumva vedem un efect în lanț. De ce spunem acest lucru? Pentru că mișcările ample de pe piața petrolului determină apeluri marge. Apeluri marge ce necesită suplimentarea fondurilor din balanța investitorilor, iar aceste fonduri au nevoie de lichiditate, au nevoie de dolari, de cash. Iar în acest fel vedem probleme sistematice care se transpun la nivelul întregului sistem financiar. În acest context vedem o nouă tendință de depreciere în această dimineață și un gap descendent de peste 12%, care a readus prețul în zona de 22 de dolari per baril. În continuare, cele mai importante instituții de pe piața petrolului par să fie dispuse să încerce o temperare a mișcării corective și cumva o stabilizare a prețului, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp, dacă nu se poate o menținere de lungă durată. Iar în acest sens, producătorii de petrol de șist din SUA și OPEC intenționează să discute cu privire la situația pieței de petrol din acest moment. Acest lucru ne indică îngrijorări clare la nivelul întregului sector și presiuni tot mai mari puse de către prețurile reduse, întrucât la astfel de niveluri foarte puține companii sau chiar niciuna nu poate să obțină profit și astfel merg în pierdere. Iar o astfel de situație nu poate fi menținută pentru o perioadă lungă de timp, chiar dacă vorbim despre stimulente din partea statului sau despre alte tipuri de ajutoare. Iar astfel de niveluri nu sunt întocmai cele dorite în contextul actual. Astfel, am putea să asistăm la o ușoară tendință de recuperare în cazul în care vom asista la anunțarea unei decizii de stabilizare sau unei decizii de reducere comună a producției la nivelul celor două grupuri de interes, dar ținând cont de problemele extinse și de numărul tot mai mare de restricții la nivelul călătoriilor și la nivelul transportului aerian, tendințele sunt în continuare unele descendente. Iar principalul nivel de susținere pare a fi zona actuală, 20.85, care a oprit două încercări de depreciere în ultima perioadă și care reprezintă și un nivel rotund, un nivel psihologic de 20 de dolari per baril. Aurul întâmpină și el o perioadă foarte dificilă și vedem o tendință clară de stabilizare undeva în jurul nivelului de la 1490 de dolari per uncie. Creșterea numărului de cazuri din SUA și numărul tot mai extins de blocaje economice a dus la o reorientare a investitorilor către cash. Iar în aceste momente mișcările se bazează pur pe panică și nu neapărat pe argumente fundamentale sau tehnice, lucru care se vede la nivelul celor mai importante și celor mai importante active de refugiu. Vorbim în special despre ienul japonez și aur. În acest context este greu de sperat la o revenire, întrucât cât timp va persista această nevoie extinsă de numerar și această preferință a investitorilor pentru cash în detrimentul aurului, metalul prețios ar putea în continuare să simte presiune descendentă. Zona de la 1490 pare să devină un nivel important, un nivel de interes, iar dacă trecem pe un grafic daily vedem că aceasta a marcat o evoluție oscilantă, o evoluție ușor laterală, am putea spune, și în perioada august-octombrie 2019. Prin urmare, am putea asista la o continuare, la o reluare a acelei perioade, dar la fel ca și până acum, perspectivele sunt dependente într-o mare măsură de dolarul american și de evoluția acestuia în contextul actual.